Elevii și profesorii Liceului Tehnologic Forestier Sighetu Marmației vor amenaja 10 puncte de colectare selectivă, care vor fi amplasate în diferite zone publice din oraș, dar și în localitățile din vecinătatea Sighetului. Pentru a fi în armonie cu natura, tomberoanele vor fi adăpostite în mânci din lemn, pe care urmează să le facă elevii în atelierele liceului. Tot în cadrul acestei acțiuni, parcul dendrologic, dar și malurile râului Iza vor intra într-un proces de curățare, la care vor participa elevii, sprijiniți de cetățeni, dar și de autorități locale. Toate aceste acțiuni vor face parte din proiectul More Art, Less Dump, câștigat recent de Liceul Tehnologic Forestier Sighetu Marmației. Este un proiect apărut din o nevoie nu neapărat a liceului, ci a comunității legată de deșeuri, de ajungerea plasticului în ape, de felul mai puțin bun în care se face colectarea selectivă la nivelul orașului și mai ales ținând cont de scopul unui liceu sau unei unități de învățământ, care este educația, este un proiect care încearcă să educe în scopul economiei durabile și mai ales în ideea de a nu numai de a nu arunca plasticul și nu numai plastic, cât să încercăm să ne oprim în a produce, să consumăm mai puțin plastic într-un fel sau alt. Cum a ajuns liceul să obțină această finanțare? Care a fost procesul? Este o finanțare prin programul cu apele curate, finanțat de Lidl România. A fost un apel de proiecte și ne-a atras atenția exact din activitățile posibile partea de artă și am combinat activitățile care se desfășoară în mod uzual în liceu cu creativitatea copiilor și cu nevoia comunității de a limita cantitatea de gunoi, deșeuri produse și așa s-a născut ideea de proiect. Finanțarea este în sumă de 50.000 de lei, iar proiectul se derulează aproximativ pe 6 luni. Pe ce vor fi cheltuiți banii? Sunt câteva activități definite în proiect. Una dintre ele este crearea în atelierul școală al liceului forestier a unor măști din lemn care vor ascunde cumva tomberoanele clasice de plastic, în ideea de a posta aceste măști cu tomberoane, evident, în locurile verzi, în parcul central, de exemplu, poate în parcul dendrologic, ca să fie cumva în comuniune cu natura și estetic frumos. Măștile acestea se realizează în atelierul școală de către copii împreună cu maestrii și profesorii din liceul forestier. Noi ne-am gândit la un minim de 10 măști pe care să le donăm municipiului Sighetu Marmației și comunelor din jur, Sarasău, Vaduz, Izei și Bocșcoiu Mare. Mai avem ateliere de creație, efectiv. Odată, deja am lansat în liceu, un concurs de creație pentru personaje care să se identifice cu tipul de deșeu. Asta este unul. În afară de asta, mai dorim să facem un atelier de creație la care foarte mult dorim să ni se alătură elevii și profesorii din toate unitățile de învățământ din Sighet, în care să creăm artă din deșeuri, în special din doze de plastic. Pe lângă atelierele de creație, elevii vor avea și acțiuni în teren. Astfel, parcul dendrologic din Sighetu Marmației, dar și malurile râului Iza, pe o suprafață de 5.000 de metri pătrați, vor intra într-un proces de curățare. Elevii vor primi măști și mănuși de protecție, saci menajeri, dar și produse dezinfectante. O altă acțiune este de igienizare
am zis măcar 5.000 de metri pătrați, din zona parcul dendrologic, malurile Izei, poate vom merge și spre Ronișoara. Pentru acțiunea de igienizare am creat un parteneriat cu Asociația Valea Verde din Vadul Izei, pentru că dânșii au mai multă experiență pe zona asta de igienizare a râurilor și am zis să și învățăm să ne și învețe. Cum vor fi structurate aceste activități? Există un calendar, un program bine definit? Vor fi în timpul orelor de curs sau după, ori în weekend? Există un program, sigur că dacă nimeni nu ți aprobă o finanțare, dacă nu explici clar ce ai de gând să faci, cum ai de gând să faci și, și de câți bani ai nevoie pentru a face. Măștile de lemn se fac în cadrul orelor în atelierele de practică, deci copiii lucrează oricum în atelierele de practică diverse repere, de data asta vor face aceste măști. Atelierele de creație, personajele, copiii s-au gândit acasă în timpul liber și doar au venit cu desene, propuneri, și urmează să fie selectate personajele. Atelierul mare de creație, cel la care invităm toate școlile din localitate, ne propunem să îl realizăm într-un weekend, iar activitatea de igienizare de asemenea într-un weekend. Doar activitatea de igienizare este gândită după ce vremea se face mai bună. Celelaltele ne-am apucat deja de ele. Deci activitățile au început deja? Au început, da. Sunt obligatorii pentru toți elevii și profesorii liceului? Nu sunt obligatorii, sunt pe bază de dorință. Dar până acum toată lumea a răspuns foarte, foarte bine. Există foarte mult entuziasm. Există un număr de acțiuni pe care trebuie să le faceți în cadrul acestui proiect și un număr de măști sau un număr de ore petrecute la atelier? Da, ne-am propus să facem 10 măști. Copiii deja lucrează și sunt efectiv entuziaști. Am fost în urmă câteva zile în atelier și am văzut, unii lăcuiau, alții deja sunt în diverse etape, unii vopseau, alții strângeau pur și simplu, că are un cadru, masca respectivă are un cadru totuși metalic, doar pereții sunt de lemn și atunci făceau partea asta de prindere a lemnului pe schelet. Partea de creație li s-a dat tema, da, și acum gândesc. Elevii lucrează singuri? În atelier, nu, sub supravegherea profesorilor de specialitate. Și nici măcar atelierul de creație va fi îndrumat de profesori. Și în echipa de proiect sunt profesori ai Liceului Tehnologic Forestier. Elevii au fost provocați ca timp de o lună să strângă recipiente din plastic din gospodăriile proprii, iar ulterior să le transforme în mici opere de artă. Pentru atelierele creative, noi ne-am gândit să le propunem elevilor să strângă efectiv fiecare acasă toate recipientele din plastic care rezultă din viața de zi cu zi. Cel puțin timp de o lună am zis să strângă materialele și după aceea cu acelea vor crea operele de artă. Și am gândit așa pentru că vizăm impactul care poate fi asupra unei persoane când vede de fapt timp de o lună de zile sau două luni de zile cât de mult plastic strâng în propria gospodărie și care într-un fel sau altul ajung mai departe în mediu. Din păcate, colectarea selectivă în orașul nostru este prea puțin realizată, real, și avem inclusiv o campanie și cu o conferință în care invităm cele 4 primării cărora le și donăm măștile să ni se alăture, o campanie de conștientizare, pentru că
Astăzi se colectează, să zicem, fracție PET plus metal. Așa este, de fapt, plastic plus metal este cunoscut în oraș, când, de fapt, se colectează doar PET-uri și doze de aluminiu. Deci, degeaba punem în containerul special, în tomberonul special, alte materiale plastice diferite de PET. Oamenii nu știu ce înseamnă să faci colectare selectivă, adică dacă pui un recipient în care a fost nu știu ce suc, se colectează selectiv cu adevărat numai dacă în prealabil l-ai spălat, nu l-ai pus murdar. Mai mult, PET-ul este doar partea în care stă lichidul. Dopul este dintr-un alt material care se reciclează complet diferit. În tomberon trebuie să ajungă doar recipientul, fără dop și fără inelușul care rămâne pe acel recipient. Nu știu dacă a spus cineva când s-a început colectarea selectivă. Eu mi-amintesc că acolo unde locuiesc am primit o hârtiuță în care se spunea PET plus doză de plus doze de aluminiu. Eu sunt chimistă și ca atare mie cuvântul PET îmi spune ceva, că este un acronim de la compoziția, de la material. Celor mai mulți oameni, plastic, nu le spune foarte mult, drept pentru care găsim în tomberoanele respective păhăruțe de iaurt, de exemplu, care sunt făcute din polipropilenă, cu totul și cu totul alt ambalaj și nimeni nu se obosește să le spele, ceea ce transformă acest deșeu aparent colectat selectiv în gunoi menajer. În cadrul proiectului sunt incluse și astfel de acțiuni de educare practică a elevilor și a populației, de ce nu, în ceea ce privește colectarea selectivă. Da, cu copiii discutăm în toate activitățile aceste aspecte și în proiect ne-am propus să avem o conferință care să participe atât operatorii economici care ne dorim, care colectează deșeurile, cât și reprezentanții ai celor patru primării. Și, bineînțeles, să fie cât mai mult din populație, oameni care să afle informațiile, ne dorim să facem și flyere în acest sens, pentru că sunt detalii pe care dacă nu le știi, degeaba te-ai obosit să pui ambalajul unde ți s-a părut că trebuie. Întreaga comunitate este invitată să se alăture acestui proiect. Discuția noastră de astăzi este o invitație pentru comunitate de a veni alături de noi. Pot participa și la activitatea atelierului creativ și de asemenea și la igienizare. Nu este restrictiv, nu. Din contră, cu cât mai mulți vom avea rezultate mai bune și finalul ne dorim ca orașul să arate din ce în ce mai bine,